Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită, ce mesaj urgent ți se transmite în acest moment. Dacă titlul te-a atras sau dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Ok, deci se pare că este un moment de schimbări, da? Este un moment de schimbări. Ceva se pare că a ajuns într-un apogeu foarte mare și este clar aici că urmează o schimbare, urmează o transformare. Văd aici o legătură cu zodia Berbec pentru unii dintre voi, da? Poate să fie vorba despre o persoană aici, simt eu, puțin agresivă, este o persoană care este instabilă din punct de vedere emoțional și care nu știe încotro să se ducă. Este o furie mare, este o energie foarte puternică a cuiva. Hai să vedem. La bază avem acest mesaj, da, o lună plină în Vărsător, deci o legătură și cu zodia Vărsător. Este vorba despre a arăta lumii cine ești tu cu adevărat, da? Este vorba despre a acționa, este vorba despre a face ceea ce simți. Hai să vedem încă un mesaj, ce trebuie să știi. Din nou a ieșit același mesaj, privește cu atenție, da? Arată lumii cine ești tu cu adevărat. Deci e un mesaj foarte urgent pentru cineva, da? Să dai dovadă de autenticitate, da? Să faci doar ceea ce tu simți, doar ceea ce vrei, doar ceea ce consideri că este potrivit pentru tine. Foarte intens acest mesaj, da? Deci cineva nu trebuie, nu știu, poate tu sau cineva din jurul tău, dar nu trebuie să mai stați aici să așteptați, să stați cu furia asta, cu tensiunea asta, da? Și să nu știți unde să vă duceți, da? Să vă împărțiți în toate direcțiile. Niciodată nu o să poți să mulțumești pe nimeni, da? În primul rând te mulțumești pe tine și care e mulțumit pe lângă bine, care nu la fel de bine, da? Pentru că dacă tu nu te iubești, dacă tu nu te pui puțin pe primul loc, nici ceilalți nu o vor face. Să ne înțelegem, da? Răspunsurile de care tu ai nevoie vor veni, sunt pe drum. Foarte rapid vin. Zodia Gemeni, printr-o conversație, printr-un drum scurt. Să vedem și acest oracol ce spune pentru tine. Ei, oracolul zice așa, fii atent. Prietenie. Cuplurile de succes sunt buni prieteni. Da? Deci aici cumva trebuie să te uiți la prietenie într-o relație. Cât de bine vă înțelegeți, ce puteți să discutați. Lasă trecutul în urmă. Lasă trecutul în urmă, ți se spune. Da? Și este timpul să elimini orice nesiguranță din viața ta. Așa zic îngerii. Da? Așa zic îngerii. Să lași trecutul în urmă. Poate să te împrietenești cu oameni noi. Sau poate să oferi o șansă relației deja existente. Nu știu dacă se mai poate, bineînțeles, că în unele cazuri poate așa ceva nu este posibil. Dar eu simt aici o energie extraordinar de frumoasă, de pură. Uite, onestitate. Relațiile au nevoie de încredere. Da? Încrederea și prietenia sunt vitale într-o relație. Hai să vedem și tarotul ce spune. Situația, opa, un sfârșit, aici ceva se finalizează, ceva ajunge la sfârșit. Te afli într-o perioadă de transformări, de schimbări foarte mari. Un sfârșit definitiv. Este un sfârșit definitiv, dar în același timp văd aici și un secret pe care tu îl afli. Da? Sau poate să fie un moment în care cineva îți poate oferi o soluție la această problemă. Ieși dintr-o situație de suferință, dintr-o situație
de blocaj. Știi cum simt? E ca și cum ieși de undeva de la subsol, da? Ieși de undeva dintr-o perioadă întunecată, o perioadă dificilă. Nu vreau să intru în energiile astea, că știi foarte bine la ce mă refer. Deci tu treci printr-o perioadă de schimbări, ți se oferă cheia ca să ieși de aici, da? Cheia asta poate să însemne și o persoană care vine și te scoate de acolo. Cheia poate să însemne și un gând bun care îți vine, o idee genială, o situație care apare și care te ajută să deschizi ușa către fericire. E clar acest lucru. Sunt niște informații aici foarte prețioase, foarte puternice care vin. Noroc în dragoste, o surpriză. Hai să vedem mai departe. Bun. Este adevărat că ieșirea din această situație poate să fie puțin dureroasă, da? Aici ce văd eu este că se poate afla un secret, da? Sau poți să afli o informație care să fie destul de tulburătoare, dar în același timp eliberatoare, da? Cumva se dă naștere unei furtuni în această situație. Este o furtună, este ceva puternic. Să vedem în continuare. Și o să clarificăm apoi, să vedem. Ok. Și toată situația aceasta poate avea legătură cu un bărbat stabil, da? Sau cu o problemă între doi bărbați. Uite, e cineva care se află într-o perioadă de furtună, cineva care se află într-o perioadă de ceartă întunecată, dar în același timp, da, văd și o persoană familistă, este o persoană așezată, o persoană sigură pe ea. Poate e vorba de doi prieteni diferiți, două persoane diferite. Poate fi o persoană brunetă și o persoană roșcată. Este o, mai văd aici energia unui bărbat care este foarte confuz, da, în legătură cu o relație sau în legătură cu o colaborare. Să vedem în continuare. O hotărâre importantă care se ia foarte curând aici. Deci e clar, lucrurile merg într-o direcție diferită. Da? Este o cheie care ți se oferă, un secret, o informație. Ai ocazia să ieși din această situație toxică. Deci fie trebuie să accepți un sfârșit. Fie trebuie să accepți o transformare mare. Pentru că aici, uite, eu văd în final o relație bună, stabilă, serioasă, oficială sau un contract avantajos, o colaborare pozitivă pentru tine. Un ultim mesaj simt nevoia să iau aici. Da, este vorba, uite, fie despre o persoană foarte cunoscută, fie despre foarte mult succes pe care tu îl ai. Foarte mult succes. E un nou început, este o veste onorabilă, este o veste bună. Deci tu ieși bine din situația aceasta. Da? Și din nou, uite, e un sfârșit, e un sfârșit oficial. Poate legat de o femeie, poate legat de statutul tău, vrei să te apuci de altceva, crești, înflorești și avansezi. Vreau neapărat să clarific această carte. Vreau să văd ce este cu acești nori. Da. O discuție mai puțin plăcută, da, legată de o relație sau o întâlnire cu un cuplu care, nu știu, ăștia au niște probleme sau au niște probleme financiare. Hai să vedem ce e cu cheia, da? Ce secret afli sau care e oportunitatea asta care apare. O surpriză și mult noroc, da? Mult noroc pe care îl ai din punct de vedere financiar sau din punct de vedere personal. Da? Este o surpriză mare, un cadou pe care îl primești. E un cadou consistent, să știi. Afli, nu știu, despre cineva, că a mințit, că a furat.
Și uite, cearta asta, vremea asta, rea, furtuna asta are legătură și cu un drum. Deci fie un drum pe care îl faci cu cineva, fie o persoană care vine de la drum către tine cu niște vești. Dar apoi, eu văd că totul devine stabil, totul devine sigur. Dar uite, iar este energia unor doi bărbați. Poate este vorba despre doi prieteni, poate este vorba despre partenerul tău și cineva din familie. Pentru bărbați, poate e vorba de un rival sau de un prieten care vine și dă cu părerea. Iubire. Deci aici e clar, mie mi-apare iubire, mi-apare pasiune, mi-apare stabilitate. Și o nouă persoană, o nouă persoană sau o nouă gândire poate să fie, dar eu mai mult aș merge pe ideea de o nouă persoană. Da, hai să vedem îngerii romantici ce zic în situația asta, că e clar că cineva se întoarce din trecutul tău, da? Este o persoană care are niște probleme financiare, cineva care are niște probleme poate de sănătate sau probleme la muncă. Și posibil de aici, da, să apară totul. Să vedem tarotul meu ce spune în legătură cu această soluție. Da? Iar a ieșit cu noroc. Deci tu aici ai un noroc foarte mare. E o bucurie de la drum. Este o veste puternică, este o veste mare. Un mesaj, un apel telefonic. Hai să vedem mai departe. Aici ce urmează? O gelozie a unui prieten. Da? Cineva care zice niște vorbe mai puțin plăcute în legătură cu o relație serioasă. Poate este cineva care vine și îți povestește și spune, uite, eu am probleme în relația mea, dă-mi un sfat. Însă, ce mai văd eu aici foarte clar e faptul că este posibil ca cineva să fie gelos, da, sau geloasă pe un prieten. Da? Un prieten sincer, gelozie. Și boală, nu știu ce cu boală. O întâlnire. Na. Deci aici e clar, mie mi-apare o întâlnire în cadrul căreia o persoană plăcută, o persoană dragă ție, poate fi o femeie, dar îți dă o veste, îți dă un sfat și de aici se schimbă tot. Da? Este o veste legată de un sfârșit. Pentru că în final, uite, tu să primești o veste bună, este o veste onorabilă. Este o veste pentru sufletul tău și anume că cineva face o schimbare, da? Pentru tine. Apare o tranziție, o schimbare și faptul că cineva te dorește. Cineva își schimbă radical opțiunile, cineva își schimbă radical gândirea, modul în care acționează. Hai să vedem și acest tarot ce transmite. Da, este clar. Deci 3 de spade, 2 de monede. Foarte clară energia. E o dezamăgire, e cineva care încearcă să mulțumească pe toată lumea, dar nu iese. Este cineva dual. Este o persoană căreia îi place mereu să dețină controlul. Și uite, totuși în final eu pe tine te văd mulțumit, liniștit, împlinit. Sau este cineva care nu vrea să iasă din zona de confort, nu vrea să iasă dintr-o situație tensionată. Ia să vedem noi încă o dată și cu secretul ăsta, poate aflăm. Ei, aici e un secret legat de bani sau un noroc mare pe care tu îl ai din punct de vedere financiar și de acolo se duce tot. Sau poate e o conștientizare a ta, că zici, bun, sunt o persoană puternică, sunt invincibil, am tot ceea ce îmi trebuie, sunt independent, nu am nevoie de nimeni să-mi valideze mie puterea, să-mi valideze mie frumusețea, da? Sau calitățile mele. Și ia să vedem ce sunt cu norii ăștia aici. Da, este cineva stresat în legătură cu un suflet pereche sau în legătură cu trecutul tău. Da? Cineva, uite, care vrea împăcare. Vrea împăcare, doar că nu prea iese. Nu prea iese, că aici
Sunt niște minciuni la mijloc. Bun. Mai vreau un mesaj din partea acestui oracol. Avem o persoană puternică, stabilă. Este cineva care se mișcă greu. Este o persoană care face niște schimbări foarte mari sau trece prin niște schimbări mari în acest moment. O persoană serioasă, văd eu, influentă. Da? Este o persoană dreaptă, corectă. Dar văd și o hotărâre importantă aici, pe care această persoană o ia. Poate este vorba despre tine, că vrei să-ți schimbi viața, să conștientizezi puterea și atunci zici gata, fac schimbarea, fac transformarea. Este o decizie înțeleaptă, să știi. Sau o decizie care aduce pace. Un sfârșit, un nou început și un bărbat matur sau este vorba despre o persoană stabilă din punct de vedere financiar. Nu? Se rezolvă ceva poate legat de o moștenire, poate legat de o sumă de bani și avem abundență, noroc, schimbare, puritate. Și din nou, da, această cheie, această soluție care se găsește la o situație de indecizie. Da? Poate nu știi ce loc de muncă să alegi, nu știi ce persoană să alegi sau cineva din jurul tău e indecis și atunci hotărârea se ia. Aici e posibil să afli de un inamic și după ce afli chestia aia sau afli că cineva n-a fost corect, atunci se duc lucrurile. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Totuși simt nevoia să extrag, uite, și mesaje din bolul dorințelor. Ia să vedem noi aici ce zice acest bol. Și avem așa, hoinar, inițiala H, deci este o persoană așa, ți-am zis eu, fără direcție, secrete, culoarea galben, ceva legat de ceva care e galben, da? Apoi avem numărul 22, o zi plăcută, ci o zi cu foarte mari emoții. Sunt niște secrete, așa cum am zis, e o persoană aici stabilă, serioasă. Zodia balanță, proces și judecată, deci iar se amplifică ideea asta, inițiala Z, Z, până aici, luna septembrie, cifra 9, deci un sfârșit de ciclu, zodia fecioară, zodia balanță din nou și o companie plăcută. Da. Clar, deci aici se ia o hotărâre foarte mare. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper din suflet să fie de folos informațiile. Îți mulțumesc pentru că m-ai urmărit. Îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Contează foarte mult pentru mine. Îți mulțumesc pentru că distribui videoclipurile. Și de asemenea, te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, oricând ai nevoie de o ghidare pentru sufletul tău, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.